Dacă privim din punct de vedere pământesc, am spune că la 30 de ani te aștepți ca la un om să fie educat, să aibă deja o carieră într-un domeniu, să ajungă deja la un apogeu în care, să spunem, știe practic direcția și, spunem, a ajuns poate manager, director și așa mai departe. Desigur, dacă alții au, pot să ajungă la 40 de ani, dar este această perioadă între 30 și 50 de ani. Și interesant că lucrarea pe care a făcut-o Hristos este cea mai mare lucrare pe care un om poate să o facă, pentru că El era Dumnezeu. Și lucrarea Lui a fost lucrarea de răscumpărare a omului, ceea ce noi am putea numi astăzi biserica. Templul pe care El l-a zidit în acești 3 ani și jumătate pentru Dumnezeu Tatăl, toți oamenii care cred în jertfa Lui Hristos. Aceasta este lucrarea pe care El a făcut-o pe acest pământ.